Acum copiii sunt în vacanță, dar imediat după va începe școala, va începe grădinița, după sărbători. Sunt convins că vor veni o grămadă de copilași cu boli luate din comunitate. Cum îi ajutați pe cei care vin cu astfel de probleme și nu numai copiii, dar și adulții? Și pe copii și pe adulți, mai ales pe părinții copilașilor, care preiau toată patologia copiilor într-un mod de multe ori mai agresiv decât copilașilor. Îi examinăm. Pacienții mici, pacienți sau pacienții mari care ni se adresează sunt examinați cu mijloace performante, cu microscopul operator, de consultație, cu fibroscopul, facem impedansmetrie, facem timpanometrie, facem audiometrii tonale. Îi tratăm, îi urmărim, încercăm să avem grijă ca patologia lor să nu se cronicizeze, să nu devină o patologie cronică, neștiută, nesupravegheată, care poate să determine alte probleme mult mai complicate și cu răsunet asupra vieților sociale și asupra vieților de zi cu zi, de mai târziu, de adult. Din punctul ăsta de vedere, cu ce vine OCH și ce tehnologie aveți până la dispoziție pentru a rezolva aceste probleme? Avem materialul de investigație, în primul rând microscopul operator, care ne poate pune un diagnostic de mare acuratețe a patologiei membranei timpanice și a patologiei urechii medii. Avem audiometru care ne va pune un diagnostic de surditate, dacă există. Avem un impedansmetru care reflectă starea urechii medii și a lanțului osicular, ce se întâmplă în spatele unui timpan pe care îl vedem în microscopie. Avem fibroscopul care ne ajută să punem diagnosticul de patologie rinosinusală sau rinoadenoidiană sau alte patologii, laringite, traheite, deci putem să vizualizăm calea respiratorie până la nivelul corzilor vocale și prima porțiune din trahee. Ok, și aș vrea să vă întreb la final, personal, cum vi se pare? Care este părerea noastră atunci când lucrați într-un astfel de mediu cu echipe de genul ăsta, de ce nu, și cu tehnologia pe care o aveți aici la dispoziție? Extraordinar, simți un confort deosebit să poți să examinezi pacientul fără să spui, ah, i-aș fi făcut pacientului chestia asta, dar nu am lucrul ăsta să-l fac. Îți dă o libertate teribilă să poți examina un pacient în condiții bune, să ai un diagnostic în momentul în care pacientul iese din cabinetul tău, să știi să-l direcționezi, să știi ce să faci cu el, să știi să-ți urmărești pacientul. Deci este un confort extraordinar pentru mine, pentru pacientul care mi se adresează.